La Apahida. La Apahida, cu lavandă. E sărbătoare mare în România, astăzi e ziua de sânziene. Tradiția spune că sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ, cântă și dansează, împart rod holdelor, tămăduiesc bolnavii și apără semănăturile de grindină. În plus, tot în această zi, fetele pot afla dacă urmează sau nu să se căsătorească. În satele de munte, acolo unde tradiția se păstrează cu sfințenie, azi e forfotă mare. În Vrancea, această zi este dedicată fetelor care încearcă pentru prima dată să-și afle ursitul. Dis de dimineață, cele care au împlinit 14 ani pornesc la cules de sânziene, flori mici, galbene, pe care le vor împleti mai apoi cu alte flori de câmp în cununii, pe care le vor arunca pe casă. Dacă fata va avea norocul să-i rămână coronița pe acoperiș, e semn că se va căsători curând. Alexandra și Mihaela din satul Spulber de pe Vale sunt surori, dar anul acesta doar Mihaela va urma tradiția, pentru că are deja 14 ani. Cine te-a învățat să faci coronițe? Mama m-a învățat să fac coronițe. E o pasiune foarte frumoasă și foarte liniștitor. Tanti Didina, mătușa fetelor, spune că pe vremea ei mai exista un obicei. Se mergeau cu aceste coronițe la râu și fetele aruncau acolo coronița, acolo unde dreptul, unde se oprea coronița, de acolo ar fi fost alesul. Sunt multe obiceiuri de sânziene, câte bordeie, atâtea obicei, iar fetele sunt obișnuite de mici să le respecte. La Buna Vestire, cucul începe să cânte și cântă până la sânziene. De la sânziene nu mai cântă, deoarece a mâncat ori și a răgușit. Mihaela se pregătește să arunce coronița pe acoperișul casei. Surpriză! Deși se aștepta să cadă, coronița a rămas sus. Te măriți? Nu, dar vorbesc cu viitorul meu, o să mă aștepte până termin școala. Tot în această zi, femeile merg să culeagă plante tămăduitoare dis de dimineață, cât nu s-a zvântat roua de pe ele. Culese în această zi au mai multă putere de vindecare. Ce ați adunat? La ce e bună cicoarea? Cicoarea este bună pentru ceai, pentru stomac, deci are efecte binefăcătoare asupra fierii, fiind amară la gust, și pentru ochi. Coronițele împletite sunt păstrate și au rol protector împotriva farmecelor. Bătrânii spun că aceste cununi trebuie agățate în poartă, în casă și prin ogradă pentru spor, noroc și sănătate.